Dacă ai pomi, copaci pe lângă casă sau ai o mică livadă și vrei un fierăstrău telescopic cu acumulator pe care să-l folosești la lucrări mai ușoare, dar care să te ajute foarte mult în activitatea de întreținere a copacilor, a pomilor, astăzi eu să vă prezint un fierăstrău telescopic cu acumulator de la EvoTools, model HGT678492. Probabil o să vi se pară ciudat că l-am așa în formatul ăsta, dar să știți că cei de la EvoTools s-au gândit foarte bine la acest lucru, și anume să-l poți transporta foarte ușor și el în sinea lui să fie foarte, foarte ușor. Este un fierăstrău telescopic sau un emondor, cum se mai numește el, ce se transportă foarte ușor și în sine este foarte ușor, adică are undeva la 3 kg și jumătate în acest format. Și am bifat acest aspect deja, pentru că este foarte important și principalul aspect când achiziționezi un fierăstrău telescopic de genul acesta, tot timpul îți pui întrebarea, bă, dar cum îl duc? Că eu n-am copaci în casă și nici în curte. Eu i-am în livadă, i-am pe deal, i-am nu știu unde, am terenul la 50 de km de casă, cum îl bag în mașină? E bine, pe acesta îl poți băga foarte ușor, cred că are vreo 1,20 m total lungime în acest format, dar el ajunge până la 3 metri aproape. Și sistemul este unul foarte, foarte simplu. Haideți să vedem cum îl conectăm. De fapt, hai să lăsăm conexiunea pe la final ca să nu mă încurce și pe mine aici. Vorbim despre partea din față. Aici avem și motorul. Este un fierăstrău telescopic pentru tăiat crengi ce funcționează pe platforma de 18V de la EvoTools, Gamma One Epto, adică toate uneltele funcționează cu același tip de acumulatori. Sunt disponibile acumulatori de 18V cu 2A sau 4A. Pentru acest fierăstrău, i-aș recomanda pe cei de 4A pentru că oferă mai multă energie și el are nevoie de energie pentru că consumă destul de mult curent atunci când este pus într-o sarcină mai dificilă. În partea din față se poate observa o șină cu o lungime de 20 de centimetri, deci se încadrează cumva în limitele bunului simț, aș putea zice. De obicei când te-a pus să cureți copaci, nu tai crengi de 20 de centimetri, că le tai pe cele mai mici, mai uscate, care te încurcă sau care trebuie tăiate, și atunci este suficient, aș zice eu, pentru a nu-l face nici foarte greu de manevrat, să nu tai nici ce nu trebuie, că în zona cu unde tai creanga mai este încă una lângă și atunci e important să fie o lamă mai scurtă, zic eu, ca să-l poți folosi mai ușor. Sistemul de fixare și întindere a lanțului nu este cu cheie, deci nu avem nevoie de nicio cheie atunci când facem asamblarea sau demontarea. Aici avem și rezervorul pentru ulei, ce o să ungă lanțul, o capacitate de doar 60 de ml și un consum de 4 ml pe minut. La utilizare continuă, aș zice eu, suficient pentru operațiunile pe care le efectuăm. N-ar trebui nici mai mare, nici mai mic, zic eu că este suficient, pentru că cu cât ar fi mai mare, cu atât s-ar transforma mai greu și mai greu și de manevrat acolo între crengi. Motorul este poziționat chiar aici în partea din față, deci nu are un traseu foarte lung, după care urmează prima bucată de tijă care este din aluminiu, de fapt toate tijele sunt din aluminiu, și aici sistemul de fixare, un sistem pe care avem și etichete, ne avertizează să verificăm tot timpul ca această clapetă să intre aici în această siguranță, iar o siguranță pentru a nu se desface accidental, este bine construită, se poate acționa foarte ușor din partea aceasta, are și această formă, vedeți, siguranța aici și clapeta de aici. Pur și simplu o desfacem, după care o apăsăm. În pachet găsim și un imbus pe care îl putem folosi ca să le strângem mai tare în cazul în care nu sunt strânse foarte bine de fabrică. După care începem conexiunea tijelor. Aici avem tija numărul 2 sau tija din spate, pe care avem și acest mâner din burete care ne ajută să îl ținem mult mai bine. Aici avem și o clemă pentru a fixa o bretea pe care o primim în pachet. Eu nu am mai scos-o din cutie. Bretea ce se agață aici, după care se agață aici în partea din spate pe corpul mânerului și putem să ne punem și o bretea peste umăr dacă nu avem o înălțime foarte mare. El are lungimea totală 2,75 m, cu înălțimea corpului uman s-ar putea să ajungem undeva la 5 metri, dar în momentul în care ne întindem, bineînțeles, din această poziție normală, undeva la 3 metri, aș zice că ajungem. Așadar,
puteți să-l folosiți și cu bretea, dar din punctul meu de vedere nu și are rostul, pentru că este foarte ușor și foarte ușor de manevrat. După care avem al doilea segment aici de conexiune. Hai să facem și conexiunea. Conexiunea se face foarte simplu. Îndepărtăm clapeta aceasta, după care îl împingem aici, apăsăm pe el și este gata. Aici avea două căpăcele pe care le-am mai tot văzut căzând de aici. Nu știu ce rol au, că nu, practic n-au niciun rol. Acestea sunt două butoane, practic, și aceste căpăcele de cauciuc, nu știu de ce sunt puse aici. Cred că pentru transport, habar n-am, o fi avut ceva protecție din plastic, dar doar stau aici. Deci nu au nicio utilitate, să zic așa. Deci le pot și scoate afară, că nu mă ajută la absolut nimic. În continuare avem și clema numărul 2, pe care o să o desfac și pot să întind această tijă și deja mă duc departe, iar aceasta este lungimea maximă, 2,70 m. Deși el nu cântărește foarte mult, în realitate, având greutatea în față, se creează această pârghie și greutatea o să se simtă mult mai tare pe partea din față, dar în momentul în care o să-l punem pe o cracă de copac, de exemplu, atunci nu o să mai fie nicio problemă, că o să coboare din greutatea lui. Așa să zic că parcă simt că aș ține un 3 kg acolo în partea din față. Deci nu este nici cel mai ușor, dar se poate controla cu ușurință. Se poate observa că tija este destul de rigidă. O să încerc să o mișc așa cât de tare. Este destul de rigidă, îți permite să îl întorci în diferite poziții fără probleme. Și la strângere, din nou foarte simplu, am desfăcut această clemă, o să împing tija aici la loc, așa, bun, o desfac pe aceasta, apăs pe aceste două butoane, o scot afară, împing clema și cam atât. Este gata de transportat, pot să-l bag în mașină și să plec după ce mi-am făcut treaba. În partea din spate avem zona cu mâner. Mânerul îmbrăcat în silicon, o clapetă mare aici, plus buton de siguranță, apăsăm pe el înainte să apăsăm pe butonul de pornire, imbusul băgat aici în mâner, pe care îl folosim ca să strângem acele cleme pe care vi le-am arătat, iar în parte din spate slotul pentru acumulator, se introduce aici destul de ușor și cumva în momentul în care am introdus acumulatorul o să se mai echilibreze puțin situația, acumulatorul fiind greu în spate, cumva devine mai echilibrată treaba, avem greutate și în spate și în față, nu doar în față cum l-am ținut eu mai devreme. La capitolul specificații tehnice, fierăstrăul stă foarte bine, dezvoltă până la 2000 de rotații pe minut, iar viteza lanțului este de 5 metri pe secundă. A zice eu suficient pentru un fierăstrău pentru tăiat crenci la înălțime de genul acesta. În continuare vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu el, să vedeți și voi cum se descurcă la treabă. We'll be right back.
După cum ați văzut, fierăstrăul se descurcă foarte bine. Aș zice eu, arhisuficient pentru majoritatea operațiunilor pe care le facem în gospodărie sau în micile livezi pe care le avem pe lângă casă. Produsul nu este destinat utilizării profesionale sau industriale și asta trebuie să rețineți. Nu este recomandat să-l forțați foarte tare și să îl achiziționați, spre exemplu, pentru un regim de toaletare a pomilor de pe stradă. Acolo este deja un regim profesional și nu se recomandă a se utiliza în asemenea scopuri, dar pe lângă casă zic eu că este arhisuficient. Lăsați-mi părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi cum vi se pare, ce părere aveți despre el sau ce fierăstraie de genul acesta folosiți pe lângă casă. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Totodată, în descriere o să vă las și un număr de telefon gratuit, un tel verde a celor de la EvoTools. Dacă aveți probleme cu unealta, nu știți să o asamblați sau aveți diferite întrebări, puteți suna pe acel număr care este gratuit. Dacă aveți probleme de service, sunați, vine curierul în 5 zile lucrătoare, ia unealta, o aduce înapoi gata reparată, o aduce acasă, nu trebuie să vă deplasați nicăieri. Încă o dată, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de like, share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!